Eu cu Mircea Gioană suntem prieteni de mult timp. Unul la mână, doi la mână. Nu-l duc niciunde. Merge el și atunci când am timp sau când e vorba îndeoseb despre Transilvania, merg și eu cu el, că n-am vreun contract de consilier cu Mircea Gioană. Am ales să-l susțin pe Mircea Gioană dintre toți candidații care s-au anunțat până acum la președinție, pentru că eu cred în el mai mult decât în restul, da? N-am alt motiv. Apropo de Băsescu, sunt poate primul politician care în 2005 am spus, domnule, semnal de alarmă nu e ok. Putea să considere că era o chestie subiectivă din cauza faptului că m-am certat cu el. O lăsăm la o parte. Ei, acum, nu l-am dus eu, m-am dus cu el, cred că a făcut o treabă foarte bună, că s-a dus acolo. Și era un turneu prin toată zona aia, Marea Mureșană. Faptul că te duci să stai de vorbă cu niște oameni, cu cât s-a pus să stai de vorbă? Câteva sute. E eficient din punct de vedere electoral, da? Asta, ca să spunem din start, că e eficient din punct de vedere electoral. Și doi, e bine pentru oamenii aia. Să mai lămuresc, mai pun o întrebare, se simt bine, mai beau o țuică, mai mănâncă o brânză cu politicienii și se duc acasă poate mai încălzit. Ține la țuică domnul John, apropo? Domnule, bine. Foarte bine. Că ați făcut două campanii, ține mai bine decât domnul Traian Băsescu. Uite, asta am comentat cu câțiva tineri din echipa lui Mircea Gioană în seara asta. Zic, domne, acolo în satul mare și în Maramureș, dacă te duci de la prima ușă până la ultima, trebuie să dai dovadă că ești bărbat, să bei multe feluri de țuică, mai mănânci câte o brânzică și să rezici dața până seara. Am fost cu Traian Băsescu în 2004 acolo și vreau să vă spun că rezistă la fel de bine. Domnule, la Mircea Gioană a început mai târziu, deci iar o explicație. Nu, haideți să revenim, că acum s-a spus nu, că... Nu, dar n-ar fi bine să decidă campania electorală la o țuică, cine rezistă. Și că discursul a fost, nu știu cum, domnule, discursul va fi analizat după gusturi. Probabil că partea de final mai simplistă pe care ați dat-o noastră vrea să se enumerească cu partea de început al lui Traian Băsescu, care a spus în felul următor, domnule, mulgi oaia, faci brânză, pui roșii lângă și le mănânci. E, atunci și Mircea Gioană a spus, doamne, munca cinstită îl face pe omul bun, foarte bună. O fi răspuns cu aceeași monedă la această remarcă atât de înțeleaptă. Facem o foarte înțeleaptă pauză de publicitate, fiindcă avem